sunt în stare să mă sinucid. Decât să suferim trei, că am un copil și soția, mai bine să sufer numai eu singur. Șocant, dar este mărturia unui miner ajuns în pragul disperării. Nu-și mai poate ajuta familia, iar banca la care are datorii amenință să-i lase în stradă. A ales, la fel ca și colegii lui, să se blocheze în subteran. Este a treia oară în acest an când minerii din Băița au decis să protesteze, a doua oară când decid din disperare de cauză să se închidă în subteran. Ca să ajungi la protestatari, trebuie să cobori cu colivia în măruntaiele pământului. La 250 de metri adâncime, ortacii stau ghemuiți și așteaptă rezolvarea situației. În prezent, energia electrică este tăiată la suprafața minei, iar telefoanele nu funcționează. De aceea, 50 de mineri închiși în subteran sunt complet izolați de lumea exterioară. Noaptea trecută au dormit cum au putut în galerii. Nu se gândesc însă decât la situația disperată în care au ajuns. E stresul mare pentru oameni. Acasă nu mai au nimica. Deci noi nu avem ce cădua acasă, în primul rând. Fără bani, nu avem. Familii sunt disperate. M-au ajuns ultimii oameni. Mai rău ca animalele care sunt pe stradă, de câine, vagabonzi, au grijă autorităților, dar de noi nu. Statul român poate să intervină pe lângă autorități, să vadă ce poate face cu noi, să ne dea ei bani. Oamenii sunt hotărâți, nu e așa de pe mine până nu primim bani. Unii supraviețuiesc doar din alocațiile copiilor, dar acum au primit altă veste proastă. Luna aceasta a venit poștașul joi la noi și i-a zis soției că a primit ordin de la Oradea să nu mai se dea nicio alocație, nu au bani, nu au nimic, nu am primit banii respectivi. Întuneric, frig și umezeală. Acestea sunt condițiile în care lucrează zi de zi minerii din Băița. Ei nu se mai tem de aceste lucruri, ci de faptul că mâine nu vor avea ce pune pe masă. Minerii cer de la patron salariile care li se cuvin, nu primesc în schimb decât promisiuni. Promite de 6 luni de zile, ăla răspuns, odată are investitori, odată n-are, odată că așteaptă confirmare de la bănci. Deci minte cu nerușinare, deci un om să-și bată joc de oameni. Ca să-și facă curaj, ortacii recită cu lacrimi în ochi imnul minerilor. De doare că în lumea rea pământul ține o lume rea. În mine Dumnezeu cu noi, afară grijă și nevoi, deasupra noastră n-avem cer, că așa e viața de miner. Atâtea doruri și nevoi și apoi ne întoarcem înapoi în lumea noastră fără cerc. Mâncarea de care s-au bucurat marți este de fapt un ajutor acordat de sindicat și de primăria Nucet. 60 de bucăți de astea. Vă las, nu-i bestă. Hai, Toma, aici și împarte. Sigur, nu ăsta. Împărțiți-l, nu-i.